Părintele profesor Eugen Pentiuc, de la Institutul Teologic Ortodox Sfânta Cruce din Boston, Statele Unite ale Americii, a primit astăzi titlul de doctor honoris causa al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Ceremonia a avut loc în cadrul Simpozionului Internațional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă. Părintele profesor Eugen Pentiuc a primit titlul de doctor honoris causa al Universității Babeș-Bolyai în Aula Magna, în prezența participanților la Simpozionul Internațional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă, dedicat satului românesc și lecturii Sfintei Scripturi. Laudatio a fost prezentat de părintele conferențiar Cristian Sonea, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Acest titlu e cel mai important din viața mea. După obținerea tenurii și a rangului academic de Archbishop Dimitrius Chair of Biblical Studies and Christian Origins, cea mai importantă distinție în învățământul american, din partea școlii pe care o reprezint și o servesc de 20 de ani, Holy Cross Greek Orthodox School of Theology in Boston. Titlul acesta vine ca o recunoaștere a celor aproape 30 de ani petrecuți în Statele Unite și a muncii pe care am depus-o în modestie și cât mi-a dat Bunul Dumnezeu în area studiilor biblice și a filologiei semitice. Nu sunt vrednic de a mă număra printre giganții care au primit acest titlu de la Universitatea Babeș-Bolyai, precum Umberto Eco, Papa Benedict XVI, ori Mitropolitul John Zizules, ca să menționez doar trei dintre ei. Onoarea e și mai mare. În acest doctorat honoris causa vine de la o școală de teologie și universitate cu o mare deschidere spre apus și la binecuvântarea unui erar, ca înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei Andreicuț, atât de preocupat de simbioza teologie-pastorație, în context interconfesional și religios, atât de caracteristic Clujului și Transilvaniei. Reputația științifică a ilustrului profesor și teolog Eugen Pentiuc de la Holy Cross din Statele Unite este recunoscută pe plan internațional datorită cărților, articolelor publicate de-a lungul carierei, dar și grație activităților derulate în câmpul colaborării ecumenice mondiale. Părintele și profesorul Eugen Pentiuc este fără îndoială unul dintre cei mai avizați mesageri ai teologiei ortodoxe în Occident, menit de Bunul Dumnezeu să releve occidentalilor și nu numai frumusețea ortodoxiei cu precădere a ortodoxiei românești. A fost onorat pentru prodigioasa activitate științifică și nu numai cu alte demnități, cu responsabilități și ceremonia de astăzi nu face decât să se înscrie într-o asemenea suită de momente festive cu care instituții din întreaga lume l-au răsplătit pe distinsul nostru oaspete. Distinția a fost acordată în urma propunerii formulate de reprezentanții Facultății de Teologie Ortodoxă pentru contribuția la dezvoltarea studiilor de bizantinologie în mediul universitar, pentru promovarea studiilor neoelenistice și de balcanologie, precum și pentru colaborarea sa cu mediul academic românesc. Astăzi, facultatea noastră a avut bucuria de a acorda titlul de doctor honoris causa părintelui profesor Eugen Pentiuc de la Facultatea Sfânta Cruce din Boston, Statele Unite. Dânsul este un renumit profesor de Vechiul Testament și un renumit lingvist pe limbile semitice, fapt care recomandă în studiul Bibliei ebraice ca un specialist de primă mână în lumea ortodoxă, dar nu numai în lumea ortodoxă, ci în lumea teologică în general, fiind receptat foarte bine atât în spațiul teologic catolic cât și în cel protestant. De aceea, facultatea noastră, la propunerea Catedrei de Vechiul Testament, a decis și a propus mai departe Senatul Universității Babeș-Bolyai să se acorde acest titlu pentru părintele Eugen Pentiuc. Credem că o colaborare cu facultățile de teologie din Statele Unite ajută învățământul teologic românesc pentru a-și arăta valoarea academică la nivel internațional. Pe de-o parte, pe de-altă parte, este și o formă de mărturisire a credinței și tradiției noastre românești într-un spațiu populat sau în care trăiesc oameni credincioși de alte credințe și chiar de alte etnii. Părintele profesor Eugen Pentiuc a primit în anul 2017 și Ordinul Sfântul Ioan Gură de Aur din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.